Vă întâmpin cu foarte multă bucurie aici la Asimetric, o emisiune care sperăm să devină aproape de inima voastră și mai mult sperăm ca subiectele pe care le abordăm aici să fie de un real folos și interes pentru fiecare dintre voi. Emisiunea se adresează în mod deosebit doamnelor și domnișoarelor și se numește Asimetric pentru că, în mod evident, niciuna dintre noi nu suntem perfecte, dar cred că avem foarte multe de învățat una de la cealaltă. Tocmai de aceea, de data aceasta, alături de mine, am invitat trei prietene pe care nu că doresc să le flatez, dar îmi sunt foarte apropiate și cred că au adus foarte și aduc foarte multă valoare în viața mea. Dorotea Purel, Ramona Brudan și Magdalena Olar, bine ați venit! Mulțumim. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, dar pentru că de obicei când ne întâlnim cu fetele, timpul trece foarte repede și până ne apucăm noi de subiectele alea importante, durează ceva. Acum vom face diferit și intrăm direct în subiectele pe care vrem să le discutăm. Și Magdalena, știu că pe tine de ceva timp, pentru că te-am mai auzit vorbind despre asta și numai cu câteva săptămâni, te frământă un subiect care, din punctul meu de vedere, este foarte pertinent în contextul erei digitalizate în care trăim și a unei realități, dacă pot să folosesc expresia asta, foarte mediatizată. Ce te frământă pe tine? Tu menționezi câteva săptămâni, vreau să-ți spun că... De când știu eu? E vorba, de fapt, despre peste 2 ani de zile, de când am reflectat pentru prima dată în mod serios la impactul pe care rețelele de socializare îl au în viața mea. Și unul dintre lucrurile pe care le-am realizat atunci a fost cât de susceptibilă sunt la influența pe care persoanele numite în zilele noastre influencer o au și în dreptul meu. Și dicționarul Cambridge definește cuvântul influencer ca fiind cineva care are capacitatea de a afecta și a schimba modul în care oamenii se comportă. Și aș mai adăuga eu faptul că acești influenceri se folosesc pe sine ca unelte de marketing. Și practic ei ce fac? Ne propun sau ne recomandă tot felul de lucruri, de la biscuiții pe care ar trebui să îi mâncăm la micul dejun, la felul în care ar trebui să ne îmbrăcăm și chiar poate modul în care ar trebui să gândim. Și un cuvânt care mi se pare foarte relevant este confuzia. De ce? Pentru că atunci când noi dăm de o astfel de pagină sau ne uităm pe un astfel de feed, ne întrebăm automat, nu mai înțelegem exact ce mai exact este persoana respectivă. Și apropo că ai zis că se folosește de instrumentul acesta al marketingului, teoretic, un influencer este un om cu abilități de marketing. Este un termen folosit în lumea asta și în specialitatea asta. Exact. Și atunci tu te întrebi, persoana asta e make-up artist, e expert în modă, medic, specialist, scriitor, ce îi? Și atunci îți dai seama că ai de-a face cu un influencer în sensul discuției noastre de astăzi. Și întorcându-mă la ce spuneam mai devreme, am înțeles că influența lor se întinde sau se extinde în mai multe domenii. De la lucruri precum imaginea de sine, la felul în care îmi gestionez resursele financiare și, poate cel mai periculos, modul în care îl înțeleg și îl percep pe Dumnezeu, adică teologia mea. Pentru că nu putem să nu ne întrebăm, având în vedere că aceste platforme se fundamentează pe promovarea excesivă de sine, cât de biblic este de fapt acest fundament. Și cred că avem de-a face cu un val mereu crescând de asemenea influenceri în paralel cu o criză de modele reale. Și atunci trebuie să ne punem, cred că, prima întrebare de la care putem porni discuția, care ar fi câteva diferențe între un influencer și un model? Din felul în care înțeleg eu lucrurile, să comparăm modelele cu influencerii e ca un fel de a compara merele cu perele. În ideea în care modelele au de-a face cu cum este un om, caracterul unui om, integritatea unui om, pe când influencerii au de-a face cu ce face omul, ce servicii, ce produse promovează și lansează pe piață. Și căutam zilele acestea câteva caracteristici ale modelului, ce anume te califică să fii model pentru alții,
Și printre lucrurile enumerate acolo se găseau pasiunea și abilitatea de a inspira pe alții, set clar de valori, implicat în comunitate, caracter dezinteresat și acceptarea altora, abilitatea de a depăși obstacolele. Și atunci, din felul în care înțeleg eu lucrurile până în momentul de față, cred că cele mai atrăgătoare modele sunt cele care își trăiesc, acele persoane reale care își trăiesc frumos viața de zi cu zi, cu suișurile și coborâșurile ei. Doar că, dacă îmi permiți, Dorotea, eu zice că e din ce în ce mai greu să faci diferența asta. Nouă, poate, ni se pare că da, compara un influencer cu un model este ca și cum compari merele cu perele, dar pentru că acești influenceri încep să-și promoveze setul de valori, încep să promoveze mai mult decât un produs, promovează, nu știu, valori precum familia, se arată din familia lor sau din dinamica vieții de zi cu zi. Și atunci cred că este foarte greu să mai faci diferența între ce înseamnă de fapt un model real și un influencer. Și ca să-ți dau un exemplu, cred că v-am mai povestit despre treaba asta, undeva la începutul lunii martie, înainte să izbucnească toată povestea cu pandemia în partea asta de lume, fusesem invitată la un post de radio local ca să povestesc despre o conferință ce tocmai avusese loc pe teme de leadership și a cărei temă era, apropo de discuția noastră, influența ta contează. Și mă rog, mă invitase să povestesc despre cum a fost și la un moment dat mi-a adresat o întrebare legată de care sunt modelele mele. Însă maniera în care mi-a adresat întrebarea asta, am știut exact ce vrea să spună sau ce vrea să audă de la mine mai degrabă. Voia să audă de la mine nume mari, nume proeminente, nume pe care oricine le-ar recunoaște. Cu rezonanță. Cu rezonanță, exact. Pe când eu am spus, nu, modelele mele personale, n-are rost să vă dau un nume pentru ele, pentru că cel mai probabil nu le cunoașteți. Dar modelele, aici poate că răspund la întrebarea ta, Magdalena, pentru mine, un model real și ceea ce face diferența este că modelul ăsta îl poți observa în viața de zi cu zi. Se leagă și de ce spuneai tu, Dorotea. E foarte important să nu vezi doar informații selective. Influencerii sau modelele online, dacă vreți, ne oferă doar frânturi. Sunt foarte selectivi cu ceea ce vedem. Nu-i vedem în comunitate, nu-i vedem cum reacționează poate când sunt supărați sau când ceva îi enervează, eu știu. Vezi bucățele și din viața lor de familie, dar nu-i vezi așa cum sunt. Și pentru mine asta este cel mai important când mă gândesc la diferența dintre cele două, să pot observa modelul în viața de zi cu zi. Aș mai spune faptul că influencerul operează cu statistici și algoritmi, cu trafic pe internet. Influencerul operează, face tot ceea ce face pentru bani și pe bani grei, dar în același timp are câteva limitări, și anume faptul că este limitat, își servește strict generația căreia îi aparține, pe de altă parte geografic și temporal și la nivelul civilizației este limitat. În sensul că un influencer în Statele Unite nu este un influencer pentru Asia Centrală sau pentru Europa. Și atunci, practic, influencerul este limitat la generație, la civilizație, la spațiu geografic. Comparativ cu modelele care au devenit modele fără măcar să se fi concentrat pe acest aspect, gata, îmi doresc să devin un model. În același timp, nu este un scop în sine pentru aceștia să devină un model. Aceștia operează cu standarde morale, cu absoluturi nenegociabile, care traversează generațiile, culturile, vremurile și care operează până în viața de dincolo. Și nu o fac pentru bani. Ba mai mult, aș spune că modelele pe care de fapt le admirăm, de pildă și pe paginile scripturii, sunt oameni
foarte normal. Sunt oameni obișnuiți pe care îi admirăm pentru modul în care și-au trăit viața, mai presus de ei înșiși, care au trăit frumos pe verticală, au trăit frumos pe orizontală, deși au avut plusuri și minusuri. Dar suntem fascinați de modul în care s-au raportat la cel prea înalt și modul în care au răspuns în anumite situații de criză. Mi s-a părut un pic dur, nu știu cum vi se pare vouă să auziți asta, când ai spus că un influencer sau un model nu-și dorește și nu planifică și nu intenționează să devină un influencer. Și asta e foarte țintit, dar cred că e ceva care ar trebui să luăm în considerare și să ne analizăm pe noi înșine la viața, viața de zi cu zi, pentru că cred că e atât de important să înțelegem diferența asta. Nu devii un model prin faptul că îți propui și prin ceea ce ești. Da, și chiar și definiția sau definițiile pe care le citeam gândindu-mă la lucrurile astea, atunci când cauți model, se spune că e o persoană al cărui comportament este copiat și un influencer e o persoană care influențează comportamentul cuiva. Deci chiar și aici se poate face diferența asta de motivație. Un model o să fie copiat de ceilalți pentru că lumea se uită și vede, uite, este un comportament demn să fie urmat, pe când un influencer o să-și propună în mod constant să influențeze deciziile oamenilor. Eu aș duce însă discuția un pas mai departe și ai făcut diferența asta. Eu sunt foarte curioasă ce părere aveți despre când devine prea periculos sau prea periculoasă încercarea de a emula chiar și un model bun. Putem să vorbim despre un model bun, poate e vorba de mentorul nostru, e o persoană pe care o apreciem foarte mult și nu doar noi, ci întreaga comunitate o apreciază. Când devine prea periculoasă treaba asta și de ce pun întrebarea asta? Pentru că eu am făcut două observații în ultima vreme, poate că nu sunteți de acord cu mine, m-aș bucura să mă contraziceți. Pe de o parte, am observat că există o tendință de a încerca să fim cine nu suntem. Nu e o problemă că încerci, din punctul meu de vedere, să te corectezi sau să faci niște lucruri mai bine sau da, să devii tu versiunea ta mai bună pe măsură ce îți urmărești modelul și ești inspirat de modelul tău. Doar că atunci când încerci prea mult să fii acea persoană și îți dai seama că nu reușești, devine frustrant. Și mi-am amintesc aici de o povestioară pe care o împărtășea o profesoară din facultate, profesoară de literatură. Ne povestea ea și cred că se aplică foarte multor persoane că atunci când era micuță, dar nu numai, și pe urmă ca om adult, amintindu-și de povestea cenușăresei, când o citea, zicea ea, că își dorea foarte mult în sinea ei să fie ea cenușăreasă, să fie ea cea căreia îi se potrivește pantoful. Dar în subconștient, cumva știa că niciodată nu va putea fi ea. Pentru că pantoful acela îi se potrivește doar unei singure persoane. Ei, treaba asta mi se pare izbitor de asemănătoare cu realitatea noastră și cu tendința asta de a încerca să fim cine nu suntem, pentru că suntem inspirate de un model, admirăm acel model, dar știm că nu putem să fim persoana aia, n-avem cum. Deci, pe de o parte, în subconștientul nostru știm, dar tot încercăm. Și drumul de la încercarea asta până la dezamăgirea de sine, care mai apoi te duce la anxietate, te duce la depresie și la lucruri posibil mai grave, este foarte scurt. Pe de altă parte, cealaltă observație a mea este că ne displace să fim obișnuite legat de influencer și de ceea ce ni se arată pe rețele de socializare. Ești cineva când ești foarte proeminent, nu când ești obișnuit. Nu ne place ideea asta și încercăm exact să fim cum ne dictează aproape rețelele de socializare și prin comparație, pentru că evident ajungem să ne comparăm, ajungem tot la un punct mort în care ne dăm seama că nu vom fi niciodată suficient de atractive, atrăgătoare, nu vom fi niciodată suficient de capabile, nu vom fi niciodată suficient de potrivite când încercăm și nu ne iese. Și atunci revin la întrebarea mea. Când devine poate un pic prea periculos
sau periculoasă încercarea asta de a emula modelul pe care îl urmăm? Cred, Adelina, că dacă vedem în jurul nostru anumite comportamente care sunt bune și sunt demne de urmat, e bine să le aplicăm și noi în viețile noastre și să le copiem. Dar ce trebuie să avem mereu în vedere este unicitatea cu care fiecare am fost create. Și unicitatea asta e în modul în care Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare în mod specific. Însă noi atunci când tot ce facem e să copiem și să copiem și să copiem, nu numai că nu-i dăm lui Dumnezeu șansa de a ne folosi așa cum El vrea, ci nu putem să fim la rândul nostru o binecuvântare pentru cei din jurul nostru prin modul unic în care am fost create. Și cred că aspectul ăsta cu unicitatea ne întoarce exact la ce spuneam eu, că încercăm, e tendința asta de a fi cine nu suntem. Trebuie să conștientizăm, da, avem de lucrat la noi înșine, incontestabil, dar nu putem să fim altcineva decât cine suntem noi, cu contextul în care suntem, momentul istoric în care ne aflăm, familie, oameni și așa mai departe. Mie mi se pare un lucru sănătos să avem modele. Cred că pericolul apare în momentul în care uităm că și modelul pe care îl avem este om, nu este perfect, are limitări, probabil are asperități ale personalității și riscăm ca în momentul în care luăm cunoștință cu anumite asperități din personalitatea lui, să experimentăm dezamăgirea. Cred că aici apare pericolul, să uităm faptul că și cel pe care îl admir, cu punctele lui forte, are limitări ce țin de țărâna din el. Și atunci, practic, ajungi să admiri un model în momentul în care îl vezi că este om de caracter și are verticalitate. Înainte să trecem mai departe, vreau să vă rog să-mi permiteți să citesc bucățica asta din cartea Chemarea ta lui Os Guinness, pentru că mi se pare că vorbește atât de frumos și simplu legat de faptul că ne displace atât de mult să fim obișnuite și uneori ne displace și uităm că suntem oameni, suntem umani. Spune așa, noi oamenii căutăm să facem lucruri mari. Domnul Iisus a luat un ștergar și a spălat picioarele ucenicilor. Nu e un lucru mare în ochii oamenilor. Noi credem că trebuie să fim întotdeauna pe vârf de munte, El ne trimite înapoi în vale. Ne place să vorbim și să acționăm în urma unor momente unice de inspirație. El ne cere să fim ascultători în lucrurile de rutină, în cele nevăzute și în cele care nu promit recunoștința. Ceea ce ne dorim noi sunt momente grandioase și mulțimi care ne ascultă. El vrea să avem parte de momente obișnuite, lipsite de lumina reflectoarelor. În alte cuvinte, cenușăreasă. Exact. Exact. Aș vrea să mergem mai departe și cred că se cere aici o discuție despre cât de important este cu cine umplem mintea. Cât de important este să ne ferim de comparațiile astea nesănătoase. Și Dorotea, știu că aici vine rândul tău, pentru că tu ai niște gânduri pe zona asta pe care le-ai măcinat în ultima perioadă. Mă uitam zilele trecute la documentarul The Social Dilemma, cu puțină întârziere. Las că și alții dintre noi s-au uitat așa tot pe bucățele, că e prea consistent. Exact. S-a făcut acolo o afirmație extrem de importantă. Scopul final al rețelelor de socializare este schimbarea graduală, treptată, imperceptibilă a comportamentului și a percepției. Cu alte cuvinte, întreaga industrie din spatele rețelelor sociale este construită pe ideea de a modifica comportamentul consumatorului. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că lucrurile pe care noi le măcinăm, conștient sau inconștient, ne afectează și dacă suntem oneste cu noi înșine, ne dăm seama că ne afectează foarte tare stările afective și comportamentul. Și se știe că există o strânsă legătură între gândurile, credințele noastre, emoțiile și acțiunile noastre. Una o determină pe cealaltă.
Și atunci când vorbim de modificarea unui comportament pe care constatăm că e nesănătos, dacă mergem invers, s-ar putea să ne fie de ajutor. De exemplu, care este primul lucru pe care îl facem dimineața? Verificăm telefonul, nu? Să nu cumva să ne fi scăpat vreun mesaj primit peste noapte. Dacă suntem atente, cum ne afectează comportamentul ăsta simplu, de-a lungul lunilor și anilor, s-ar putea să constatăm la un moment dat că ne trezim din pat cu o oarecare încărcătură. Nu, poate nu mai suntem la fel de pline de optimism, pline de viață. Și atunci ce-ar fi să facem următorul exercițiu? Dimineața când ne trezim, să ne începem ziua într-un mod diferit. Probabil vom constata în timp, nu imediat, că starea noastră afectivă se va îmbunătăți. Da? Lucru care mai apoi ne va duce înspre conștientizarea motivelor de mulțumire, a lucrurilor care ne îndreaptă privirea înspre lucrurile de sus până la urmă. Și știm cu toții că schimbarea de inimă autentică doar Duhul lui Dumnezeu o poate produce în noi. Și îmi place așa de mult Roman 12:3, nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ca să pot discerne voia lui Dumnezeu, trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să poată accesa din mintea mea acele informații care vor ajuta la reînnoirea mea, la transformarea mea. Și îmi place așa de mult că în acest verset, practic, se subliniază și responsabilitatea noastră. Nu vă conformați, ci lăsați-vă. Adică este o decizie, o alegere ce îmi aparține, nimeni nu o să vină împotriva voinței mele să mă transforme, nu-i așa? Și atunci, cred că e crucial să lăsăm, să contribuim la crearea cadrului în care Duhul Sfânt să poată să apuce acele lucruri din mintea noastră ca să fim în procesul ăsta de reînnoire a minții și de transformare a vieții. Și aici cred că implică foarte multă intenționalitate, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Spuneai tu la un moment dat despre cum se leagă una de cealaltă gândurile de emoții și emoțiile de acțiuni. De multe ori și invers. Pericolul cel mai mare mi se pare atunci când deja devenim inerte și nici măcar nu ne mai dăm seama cum ne afectează. Eu mărturisesc că sunt exact în aceeași oală cu foarte multă lume și pun cumva scuza principală este că ceasul deșteptător este pe telefon, nu? Și atunci când sună alarma, pui mâna pe telefon ca să închizi și dacă mai sună încă o dată, mai închizi încă o dată și apoi vezi că ți-au apărut acolo niște notificări, ți-au intrat niște mesaje importante, mai știu eu ce. Și instinctul nu este să pun telefonul deoparte și să mă ocup de lucrarea mai încolo, ci să verific ce s-a întâmplat și ce a intervenit. La fel procedez și seara și nici măcar nu mai îmi dau seama dacă lucrurile acestea mă afectează sau nu, sau dacă mă împovărează sau nu, pentru că e atât de obișnuit, însă sunt convinsă că el de fapt contribuie la devenirea noastră. Devenirea noastră și la ideea asta de cu ce ne umplem mintea și gândurile. Ce băgăm acolo? Da, și mi se pare foarte important termenul ăsta pe care l-ai folosit, Dorotea, imperceptibil. Mm. Adică de la sine. Tu nu trebuie să faci nimic ca să fii afectat de lucrurile astea cu care te hrănești zilnic de pe social media și deși tu ai putea să-ți spui că pe tine nu te afectează, dacă îți faci o introspecție sinceră, o să realizezi probabil contrariu. În opoziție, dacă pot să zic așa, sau în contrast cu intenționalitatea de care vorbeai tu, Adelina, când ziceai că tu în mod intenționat trebuie să îți așezi programul într-un anume fel și să vezi ce pui în tine, pentru că din ce pui în tine, de acolo o să dai și afară. Și mi se pare că au legătură lucrurile astea. Deci intenționalitatea asta în opoziție cu, sau în contrast cu schimbarea asta imperceptibilă. Și nu înseamnă că dacă e puțin câte puțin, nu contribuie la un mai mult. Și ne întoarcem la exact ce spuneam eu mai devreme, despre tendința asta de a încerca să fim cine nu suntem, despre faptul că ne displace să fim obișnuite, care automat ne plasează într-o postură de comparație. Și nici nu mai dăm seama cât de mult ne afectează.
Zicea cineva și rețin din adolescență, cred că, motoul ăsta, cel mai greu lucru de păstrat în viața asta este echilibru. Și mi se pare provocator în contextul în care ești bombardat constant cu informație nouă, cu content nou, să reușești să-ți păstrezi acel echilibru interior, acea așezare lăuntrică în care tu să știi despre tine cine ești, cine-i Dumnezeu pentru tine, ce-i viața, să ai o imagine de sine echilibrată, care să nu fluctueze în funcție de trenduri și în funcție de newsfeed, da? Ci să fie raportată la standardul suprem, la Iisus Hristos. Nu cred că suntem făcuți să gestionăm într-un mod eficient volumul de informații la care suntem expuși. Și îmi place foarte mult, domnul profesor Miclea avea la un moment dat un interviu în care, dacă îmi permiteți, o să citesc: mintea noastră a rămas cu aceiași parametri ca acum 2000 de ani, iar cantitatea de informații a crescut exponențial. În plus, ritmul cu care informația se înnoiește a crescut foarte mult. În aceste condiții, cu această capacitate limitată de prelucrare a informației, într-o lume cu informații foarte multe și foarte rapide, noi nu mai prelucrăm analitic informația respectivă. Nu mai avem timp să analizăm sursa, credibilitatea, dovezile din spatele informației. Și atunci luăm ca default, ca de la sine înțeles, că ea este adevărată. Așadar, ce vreau să zic este că inevitabil, în momentul în care suntem expuși la asemenea volum de informații, vor apărea dezechilibre, da? Începând cu dezechilibru timpului petrecut pe device-uri. Da? Iar pe fondul dezechilibrului, cred că suntem expuși mai multor pericole. Și aș menționa două dintre ele. Pe de o parte, pericolul comparației. Ajungem să ne comparăm de la dietele pe care le urmăm, la, cum ai zis tu, biscuiții pe care îi mâncăm dimineața, până la a ne compara pe noi ca persoane cu alte persoane pe care nu le cunoaștem practic. Și luăm frânturi mici de aici, de acolo, și mintea noastră croșetează lucruri care cel mai departe sunt departe de realitate. Și uităm că singura comparație pe care ar trebui să o facem este între noi azi și noi acum 5 luni, acum 6 luni, acum 5 ani. Și pe de altă parte aș mai menționa pericolul de a pierde controlul. Da, de a nu mai fi în control în ce privește timpul alocat, de a ne mai controla stările afective. Și revenind la Social Dilemma, mi s-a părut foarte interesant acolo, dintre cei care au lucrat dezvoltarea acestor rețele, da, acestor rețele de socializare, au făcut afirmația asta: știam ce se întâmplă în culise, dar nu îmi puteam controla dependența. Și asta mi se pare incredibil. Dar revenim la pericolul comparației. Cum putem face oare să nu ne comparăm? Să nu ne comparăm unele cu celelalte. Vă las pe voi. Cred că în momentul în care acceptăm acest joc al comparației, ar trebui să ne aducem aminte că niciodată nu vom ieși bine. Vom ieși și funați. După aceea, cred că ne-ar ajuta, când vine vorba de comparație, să ne schimbăm coordonata. În momentul în care eu mă compar cu cel din dreapta și din stânga mea, cu siguranță voi avea de pierdut și cu siguranță mă dezechilibrez. Dar dacă mi-aș schimba perspectiva, adică coordonata, și să încep să mă compar pe verticală, în devenirea mea, exact cum menționai, să mă compar eu pe mine însă, cine am fost acum 5 luni sau acum 2 ani, în momentul acela nu mai am de pierdut, ci din contră am de câștigat, pentru că devin conștient de devenirea mea înaintea celui prea înalt care operează cu standarde absolute și înaintea căruia eu îi voi da socoteală de suflarea împrumutată mie pe acest pământ. Pe mine ce mă ajută, o întrebare practică pe care o folosesc deseori și mă ajută foarte mult și în a elimina tendința asta de a mă compara, dar și în a încerca să mențin echilibru. Apropo de ce ziceai tu cu menținerea echilibrului gândurilor, e o întrebare simplă, mi-o pun des. Pe cine încerc să impresionez? Cu ce fac? Cu ce spun, cu ce postez, dacă vreți, în contextul acesta. Și dacă sunt onestă cu mine însă, mă voi da destul de repede un răspuns, că nu e greu să răspund la întrebarea asta.
Și când răspunsul imediat și instinctiv este cei din jurul meu sau oamenii sau, mă rog, clar nu Dumnezeu, înseamnă că trebuie să dau un pic înapoi și să-mi regândesc acțiunile și să văd unde sunt și să mă adun cumva să ajung la cel echilibru. Aș vrea să vă citesc să vă dau un citat. Mi s-a părut foarte bine formulat. Ea este frumoasă nu pentru că arată într-un anume fel, ci pentru că trăiește într-un anume fel. Ea este răsărit de soare în mijlocul ploii și înțelepciune în mijlocul pustiei. Și toate acestea, nu pentru cine este în sine, ci pentru cine este cel care o locuiește și trăiește în ea. Și atunci cred că comparația nu-și mai găsește locul. Cred că tot Os Guinness vorbește în cartea lui despre a trăi pentru audiența unuia singur. Mm-hmm. Și legat și de ce spuneai tu, Ramona, să te compari în relația ta cu Dumnezeu sau în raport de Dumnezeu pe tine, cu tine, cum ai fost în trecut și cum ești acum. Și de ce spuneai tu, Adelina, că pe cine vrei totuși să impresionezi. Cred că asta trebuie să învățăm, să trăim pentru audiența unuia singur. Ceea ce nu ne vine natural neapărat. Și tocmai pentru că nu ne vine natural, cred că trebuie să fim foarte atente. Cred că exact ce spuneam mai devreme, o intenționalitate. Trebuie să faci lucrurile cu intenție, să veghezi cu intenție, să te disciplinezi cu intenție. Și aici vreau să-i pasez mingea Ramonei, pentru că ea are niște gânduri formulate exact pe treaba asta. Renumitul psiholog Mihaly Csikszentmihalyi a făcut de-a lungul anilor mai multe cercetări asupra minții omului și sunt uimitoare concluziile la care a ajuns în urma studiului despre puterea gândurilor. M-aș opri pe trei dintre aceste concluzii. Prima concluzie, starea normală, naturală a minții este haosul, nu ordinea. Cea de-a doua concluzie, tendința naturală a minții este de a conduce spre moarte, nu spre viață. Și cea de-a treia concluzie, când omul este lăsat singur, fără să-i fie solicitată sau distrasă atenția, mintea lui în mod natural alunecă spre conștientizarea nemulțumirii, spre sentimente de neliniște, sentimente dureroase sau disconfortante, deranjante, spre o îngrijorare exacerbată cu privire la propria persoană. Și astfel, spune el, dezordinea începe să-i invadeze emoțiile, să-i invadeze gândurile și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că ordinea, echilibrul și igiena gândirii nu se întâmplă de la sine, ci reclamă o deprindere ce trebuie formată, o alegere de zi cu zi ce trebuie luată. Aș vrea să vă întreb dacă recunoaștem în viața de zi cu zi sau recunoaștem în viața noastră de zi cu zi aceste aspecte? Ridicăm mâna când te-am auzit cu formula asta, că starea normală a minții este haosul. Am zis, oh, wow, nu sunt singura care se străduiește și se chinuie în fiecare zi să-și pună mintea în ordine. E o disciplină, pentru mine realmente este o disciplină. În mod foarte natural, în mod foarte ușor, pot să alunec și să ajung foarte repede spre descurajare, să ajung foarte repede spre sentimentul ăsta de a fi copleșită, pentru că se întâmplă atât de multe lucruri, am atât de multe gânduri. Deci recunosc acest haos și încercarea constantă de a-l disciplina, da. Poate voi nu sunteți de fel, nu știu. Cred că cu atât mai mult în perioada asta suntem martorii creșterii incidenței depresiei, anxietății, pe fondul ăsta în care interacțiunile sociale ni s-au redus semnificativ. Suntem mai mult timp singuri, cu internetul plin de informații și știri alarmante. Și atunci lucrul ăsta ce produce? Că n-am ajuns mai echilibrați din cauza că am avut noi timp cu noi înșine, așa cum suntem deseori îndemnați. Am avut timp cu noi înșine și am devenit mult mai speriați, mult mai panicați. Din cauza că ne-am umplut mintea cu știrile alarmante.
Spunea cineva că mintea lăsată de una singură poate face un rai din iad și din iad un rai. Și mă întreb cum e posibil. Și cred că răspunsul constă tocmai în gândul cu care omul alege să călătorească prin viață. Altfel spus, gândul cu care călătoresc și perspectiva din care privesc viața îmi determină în cele din urmă, îmi determină destinul veșnic, îmi determină devenirea, modul în care îmi voi trăi viața și mi-o voi investi, modul în care mă voi pregăti sau nu pentru viața de dincolo, prioritățile din orarul vieții, valorile după care voi trăi, prețul pe care sunt gata să-l plătesc ca să-mi apăr și să-mi promovez valorile și determinarea sau nedeterminarea de a lăsa o moștenire generației care vine după noi. Ai spus un lucru foarte important, că gândul nostru determină toate treburile astea și știu că tu deseori vorbești despre paralela asta sau diferența sau distinția, dacă vrei, între gândul veșniciei și gândul zădărniciei. Povestește-ne un pic mai multe. Cartea Eclesiastul operează exact cu acești doi termeni, gândul deșertăciunii și gândul veșniciei. Scriptura spune foarte clar, toți purtăm în noi înșine acest gând al veșniciei. Acest gând al veșniciei a fost săpat adânc în noi încă de când am fost plămădiți de către ziditorul, de către cel prea înalt. Din păcate, nu toți îl activăm și nu toți îl păstrăm ca fiind comoara de preț și nu călătorim prin viață fiind animați de acest gând. Așa se face că unii călătoresc purtând în mintea lor gândul deșertăciunii, a zădărniciei, iar alții cu gândul veșniciei. Și viața și destinul veșnic depind de gândul cu care călătorim. Așa se face că pentru unii viața este scurtă și dacă oricum nu urmează nimic dincolo de, să trăim clipa. Pentru alții însă, eternitatea este fără sfârșit, așa că aceștia aleg să se pregătească pentru ea și pentru aceștia viața este mai mult decât o călătorie. Este o relație cu ziditorul și mântuitorul lor. Acest gând al veșniciei îl avem în noi. Cum îl activăm? Și mai mult, aș îndrăzni să întreb cum îl menținem viu, activat. Pentru că apropo de tendința asta normală și naturală de a gândi înspre rău, de a gândi înspre nemulțumire, de a gândi înspre moarte, e șocant când auzi treaba asta, cred că există și riscul să stingem acest gând al veșniciei. Cum facem lucrurile astea? Gândul veșniciei se activează când eu, omul, aleg să intru într-o relație personală de respect și cu reverență cu cel prea înalt prin Fiul Său, Iisus Hristos. În acel moment, cel prea înalt mă ia pe socoteala Lui și începe să lucreze în mintea mea și cu mintea mea, singurul în stare să o facă. Apoi, mintea începe să fie înnoită. Este un proces de o viață. Iar apoi, o minte înnoită va începe să adăpostească gândul veșniciei, care va începe să-mi locuiască practic întreaga ființă. Deci, activarea are loc prin alegerea să intru într-o relație personală cu cel prea înalt, singurul care poate să mă ia pe socoteala lui. În al doilea rând, are loc înnoirea minții de către cel prea înalt și această înnoire a minții conduce la adăpostirea și locuirea gândului veșniciei. Și mi se pare fascinant un personaj de pe paginile Scripturii din cartea Daniel, Daniel capitolul 4. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că acest capitol 4 este o filă din cronicile împărăției la care Daniel a trebuit să ceară acces, să ceară permisiune, pentru că Nebucadnețar vorbește la persoana întâi. Și anume,
Nebucadnețar susține, formulează foarte frumos acest proces al minții în care nu l-am recunoscut pe cel prea înalt ca fiind suveran, mi-am pierdut mintea. În momentul în care l-am recunoscut pe cel prea înalt ca fiind stăpânul, mi-a venit mintea la loc. Și v-aș da o temă de casă să citiți acest capitol 4 din Daniel, care surprinde exact acest gând al veșniciei care se naște în om în momentul în care mintea este noită și mintea este noită abia în momentul în care intrăm într-o relație personală cu cel prea înalt. Apropo de cum ar trebui să păstrăm gândul ăsta al veșniciei activ în noi, citeam la un moment dat undeva că relația noastră cu Dumnezeu nu stagnează niciodată. Ea merge și preferabil ar fi să meargă înainte, să avanseze, ori merge înapoi. Și cred că aici e foarte important elementul ăsta al vegherii. Pentru că doar așa putem să păstrăm, practic, activ gândul ăsta al veșniciei. Dacă vom veghea în mod constant, zi de zi, în viața noastră, la lucrurile de sus, dacă ne vom gândi la lucrurile de sus, apropo de ce ziceai și tu, Dorotea, mai devreme. Cred că vegherea e secretul pentru a păstra activ gândul ăsta al veșniciei în noi. Și aș îndrăzni să adaug la treaba asta că vegherea nu se întâmplă sau nu se poate întâmpla doar de una singură. E foarte greu, apropo de faptul că haosul este tendința naturală și starea naturală. Cât de mult ne înconjurăm cu prietene sau cu oameni sau cu comunitate care ne mai poate trage de mânecă din când în când, care ne vede viața, care ne vede credința, care ne vede trăirile. Avem parte de oameni, știu că sunt rari, știu că sunt foarte rari genul de astea de oameni în care poți ai încredere, dar și dacă sunt unul, doi, avem oameni aia care pot să facă diferența. Pot să facă diferența și pot să vină să-ți spună și ce e bun în tine, dar și să remarce când, măi, uite, poate aici trebuie să insiști un pic mai mult. Poate trebuie să aprofundezi un pic mai mult cuvântul lui Dumnezeu și vine și te ajută. Pentru că nu tot timpul dăm randament. Mă uit la Ramona, o iau pe Ramona drept model și mi se pare wow! Adică vreau să ajung la nivelul ei de înțelegere și de credință. Dar îmi dau seama că trebuie să construiesc și trebuie să veghez și trebuie să mă ajut. Nu pot tot timpul singură. Aici aș vrea să fac o subliniere care mi se pare fundamentală. Cei ce călătoresc având și păstrând în ei gândul veșniciei nu fac nimic diferit de cei ce călătoresc având și păstrând în ei gândul deșertăciunii. Însă fac lucrurile și își trăiesc viața cu altă atitudine față de cel prea înalt, de verticală, și față de semenii lor, după alte valori, după un alt orar, după alte priorități, privind înspre eternitate și cu o inimă mulțumitoare, plină de recunoștință, reverențioasă la adresa celui prea înalt și a semenilor. Și pot face aceasta nu pentru că au resurse în ei înșiși, ci pentru că sunt locuiți de Duhul celui prea înalt, care le este resursă pe cale până la destinație tuturor celor ce au devenit copii ai lui prin Domnul Iisus Hristos. Așa arată gândul veșniciei. Și ce-mi doresc cel mai mult ca acest gând al veșniciei să ne însoțească până la destinație pe fiecare dintre noi. Așa să fie. Și îți mulțumesc că ai făcut sublinierea asta de final, pentru că cred că e important în toată discuția asta, multe lucruri sunt importante, dar cred că e important să ne amintim că purtăm haina umanității. Și asta o vom purta până la final și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare, dar să fim blânde cu noi înșine, să fim răbdătoare cu noi înșine și în același timp să căutăm această veghere, această disciplină despre care am vorbit, ca să putem să trăim viața, apropo de a trăi viața la maxim, dar să o trăim cu acea plinătate pe care o putem avea atunci când descoperim ce înseamnă să te lași pe mâna singurului cel care, adică poți să fii pe socoteala lui. Mi-a plăcut foarte mult expresia asta. Singurul care își poate asuma treaba asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru conversația asta bună și tot ce-mi vine să zic este că vă aștept data viitoare.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper din toată inima că discuția de aici și ceea ce am povestit noi să vă fi lansat câteva teme de gândire pe care să le luați mai departe, să vă gândiți ele, să le procesați, să le rumegați în săptămâna următoare. Noi ne revedem săptămâna următoare la aceeași oră, însă într-o altă formulă, cu alte invitate și alte subiecte. Aveți grijă de voi, vă doresc numai bine!